Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Astăzi facem o treabă în grădinărit. Aici am plantat niște plante mov cu bulb. Îmi pare rău că mi-a zburat ieri prospectul și v-aș fi arătat. Cam așa arată un bulb. Sunt mov. Nu știu când o să găsesc exact, o să vă arăt. Dar nu asta este provocarea pentru astăzi, ci este ce vom planta. Avem aici pătrunjel rădăcină și pătrunjel frunză. Am făcut aici un experiment pe pat de nisip, în vedere că am un sol nu foarte, foarte bun, adică este mai cleios, dar nu este argilă. M-am gândit să merg pe varianta aceasta și cum aveam aici acest loc încă nefolosit, haideți să vă mai arăt. În partea aceasta am pus dovlecei, dovlecei zucchini și dovleac plăcintar. Grădina cam așa arată, nu a răsărit nimic, ci pe aici pe acolo câte o bureană care n-a fost bine săpată de mine. Am făcut aceste mici rândulețe, am presărat nisip pe ele. Sunt aici acești doi merișori, dar sunt mici și nu impactează ca și lumină. Oricum trebuie să-i mai curăț, uite, am și mugurit și nu i-am curățat încă foarte, foarte bine, dar mă voi ocupa și de partea aceasta. Într-un episod următor o să vedeți ce o să facem și aici. Dar să vedem ce fel de pătrunjel avem. Ia uitați, pe acesta creț pentru frunze. Și să vedem ce scrie aici. Cultură de îngrijire, plantă bianuală, germinare 15-35 de zile, datorită frunzelor de culoare intensă și aroma lui picantă. Pătrunjelul este popular ca plantă decorativă, poate fi congelat, dar pierde din aroma intensă. Pentru a avea mereu pătrunjel proaspăt și iarna, plantați în ghivece, pentru flori așezați pe vazul ferestrei de bucătărie. Haideți să vedem și la celălalt, la pătrunjelul de rădăcine. Zice că să fie plantat aici, la 2 cm unul de altul. Eu am lăsat cam aproximativ 6-7 cm unul de celălalt rând și la 0,5 mm, deci cam pe la suprafață. Am pregătit aici niște pământ să pun pe deasupra, mai fărămițat. Și aici avem pătrunjelul de rădăcine, să vedem ce spune la el. Cultură, planta așa, bianală, germinare 15 frunze, foarte folosit pentru condimente, rădăcine au gust plăcut, ca un morcov de țelină, atât frunzișul cât și rădăcina sunt potrivit pentru congelare. Rădăcina de pătrunjel se dezvoltă bine, planta lângă roșii, ceapă, gulie și alte rădăcinoase. Acum am să pun o mică pauză pentru a executa lucrarea efectivă, deoarece nu am cum să folosesc o singură mână pentru a desface priculețele și a le planta. Eu zic că acest nisip va ajuta mai repede încolțirea și germinarea plantelor. Am 10 rândulețe aici, 5 vor fi cu rădăcinoase, cele din dreapta, iar cele din stânga cu frunzulițe de mâncat, ca să zic așa. Deci, cum ziceam, să nu mai lungim foarte mult vorba. V-am arătat că și în partea cealaltă am mai plantat câte ceva. Am săpat și pe acea porțiune. Cam așa arată grădina, v-am mai arătat-o, dar m-am insist puțin pe ea. Acum suntem cu partea aceasta cu pătrunjelul. Cum ziceam, acum am să pun o pauză și am să revin imediat să vă arăt cum arată lucrarea finală. Am executat lucrarea, în păcate a durat ceva până am pus semințele. Am făcut aici în zona de sus, uitați, am pus o etichetă, urmează pe asta care am mai căzut pe jos să le strâng. Aici este pătrunjelul, sper să iasă și să meargă această variantă cu patul de pământ. Aranjez puțin pe aici. Așa, deci, cam asta este lucrarea pe care am făcut-o astăzi. Este vorba de plantarea pătrunjelului rădăcinoase, cât și
frunze. Acum sperăm să iasă și să nu fie problemă cum l-am pus eu, să nu ia vântul, să nu zboare de aici. Mă rog, câte semințe am pus, eu sper să meargă treaba. Ok, 10 rândulețe, mă rog, chiar dacă nu este foarte des, eu aș fi mulțumit. În mod normal, pătrunjelul trebuie plantat mai spre soare, ca să zic așa, din câte cunosc eu. Dar aici, sincer, v-am zis, nu am acum posibilitatea unde să plantez. Și am încercat pe zona aceasta, mai ales că vreau să rămână, îmi spunea și un abonat și am avut și eu, dar în partea aceea, pătrunjel, dar a durat vreo 3 ani de zile, după 3 ani s-a uscat, n-a mai crescut, adică să rămână o zonă în care să nu mai fiu nevoit, cum eram aici mereu, să oculesc pătrunjelul când îl aveam în grădină. Avându-l în această zonă, este cumva mai ferit și nu... și nu este necesar să îl ocolesc la săpat. Aici v-am zis că am pus acele flori. În partea aceea nu am mai săpat pentru că am niște ghiocei, nu se mai văd ei acum foarte bine, dar sunt acolo, vă zic eu. Și dacă aș fi săpat, ar fi trebuit să îi stric cumva. Ceea ce nu mai este cazul. Vă rog să-mi lăsați în comentariu părerea voastră despre lucrarea de astăzi. Să-mi dați un like dacă v-a plăcut episodul. Și în același timp vreau să vă spun și faptul că consider că prin lucrarea aceasta cumva scap și de buruienile nedorite. Din câte am observat eu, în pătrunjel nu prea cresc alte plante din acestea nedorite, cum ar fi buruienile de grădină și altele. Da, cam asta era ceea ce vreau să vă spun. Sper să vă fi plăcut video, chiar dacă nu este cu animale. Haideți să vă arăt așa în final și puțin animalele. Ele s-au strâns aici. Puii așteaptă mereu să primească ceva râme de la săpătură. Pe aici sunt găinile, nu se văd așa foarte bine din cauza gardului. Cam aceasta este filmarea de astăzi. Vă mulțumesc. Udarea am făcut-o cu stropitoarea aceasta. Foarte bine să usc cu stropitoarea și nu cu cana sau cu găleata, pentru că dispersez toate semințele. Știți, acestea sunt foarte, foarte, foarte mici, cele de pătrunjel. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă urez ca de obicei o zi mai mult decât excelentă și vă aștept la un nou episod la Ferma Grădina Bio. La revedere!